Furturile au fost descoperite de proprietari abia de dimineață, când au ajuns la mașini și au găsit geamurile sparte. Vă zic, gemulețul spart la mașină. Și vă zic, domnul poliția e aici. Era la o altă mașină de spartă. Și zice, păi mai e o mașină în spate. Să duseră acolo, găsără și mă duse în parc să-mi fac curat. Buletinul fet în parc. Au fost trei persoane. Unul a trecut pe aici și doi pe aici. Ăla era de șes pe aici. Mașina parcată aici unde este aia acolo și am găsit-o de dimineață cu luneta spartă. Acum nu știu dacă a sărit o piatră ceva, cu toate că e mai greu de sărit pietre de pe asfalt, sau cineva a spart intenționat. N-a lipsit nimic din mașină. Surse din anchetă spun că până la această oră au fost raportate 9 furturi din autoturisme comise noaptea trecută, dar nu e exclus ca numărul acestora să crească. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și încearcă să-i identifice pe hoți.